pic, vorbim astăzi despre lantana, despre planta cameleon. Și ca să înțelegem mai bine de ce planta cameleon, vă rog să priviți această floare. Este o floare bicoloră. Întotdeauna florile vor fi galbene în centru. Pe măsură ce inflorescența se mărește, ce florile se deschid, ele capătă o culoare roșie. Poate să fie o combinație de galben cu roz, galben cu roșu, de asemenea galben cu cărămiziu. Lantana este o plantă care înflorește mult. Permanent avem inflorescențe deschise și dacă înlăturăm florile care s-au uscat, vom avea o înflorire și mai abundentă. Are nevoie să fie udată des pentru a înflori frumos, dar apa nu trebuie lăsată să stagneze în farfurie și cu atât mai puțin la fundul ghiveciului. În condiții de apartament, lantana ajunge până la 1,5 metri înălțime. Poate crește și mai mult decât atât dacă este ținută vara în grădin. Odată cu scăderea temperaturilor, trebuie mutată însă în casă, pentru a fi menținută la temperaturi de 10-12 grade pe perioada iernii la lumină. Se înmulțește prin butași semilemnoși care pot fi înrădăcinați atât în substrat, cât și în pahare cu apă. Sper că v-au fost de folos informațiile pe care le-ați primit despre lantana. Eu sunt Oana Matei și până data viitoare vă aștept pe site www.îngrijirea-florilor.ro, vă aștept pe Facebook Îngrijirea Florilor cu întrebări, cu sugestii și numai de bine!